să modificăm comunicarea. Este vorba de rețeaua de apă care traversează, alimentează practic satele Colt și Radunești. S-au făcut identificări în teren, s-a făcut o adresă spre grupul de lucru, inclusiv și spre CNAIR, pentru a găsi o soluție și a remedia această problemă. Inclusiv problema accesului celor 5 case. Doar noi am trecut acolo, înseamnă autorizații, oamenii au luat autorizații dinainte, nu sunt construite legal, se izolează dacă nu se găsește o soluție tehnică, dacă nu găsim o soluție tehnică. Acum, așa cum domnul președinte Benea și toți parlamentarii de Bacău s-au zbătut pentru acest proiect și pentru autostrada Bacău-Brașov, așa în continuare sunt convins că se vor zbate și pentru aceste probleme și o să ne întâlnim la minister și cu domnul Neagră, care ne va spune care sunt soluțiile din punct de vedere tehnic ca să remediem aceste probleme. Și eu vă spun că, din punctul nostru de vedere, vorbesc al companiei și al ministerului, aveți tot sprijinul, pentru, inclusiv pentru lăudabilă inițiativă pe care ați avut-o pentru a constitui acest grup de lucru la nivel local, iar compania să vă mobilizeze pe răspunzători și toate lucrurile vor fi făcute în termen, pentru că cu atât mai mult avem. O repet, unul dintre cei mai buni constructori, dacă nu unul, cel mai bun constructor din România care lucrează aici. Deci, această lucrare trebuie să fie un reper pentru toți constructorii străini, să vadă exact ce se poate face dacă ești mobilizat așa cum trebuie. Grupul de lucru și-a arătat clar eficiența, a eliminat multe bariere administrative și cele pe care nu le-a putut elimina, le-a adus la cunoștința Ministerului și a tinerilor, astfel încât constructorul să meargă cât mai repede. Oricum, mobilizarea constructorului este impresionantă. Dacă nu era condițiile meteo absolut nefavorabile, cred că astăzi vorbeam și de asfalt pe centura Bacăului, dar ne grăbim încet, ca să spun așa, și sunt convins că acest obiectiv va fi dat în funcție înainte de finalul anului 2020. Propunerea mea către dumneavoastră, către toată lumea, este să mergem și pe brațul vestic al variantei ocolitoare a municipiului Bacău. Aici suntem practic pe brațul estic, cel cu profil de autostradă. Să mergem pe brațul vestic, care e la profil de drum expres și probabil chiar anul acesta va fi dat în circulație. Și e bine să vedem și acolo, pentru că brațul vestic pentru noi are o semnificație aparte. Acum 3 ani acolo au început lucrările cei din Turcia, firma din Turcia, experimentul acela nereușit, falimentat, și practic nimeni nu mai credea că la 3 ani distanță de la începerea lucrărilor cu firma din Turcia, practic astăzi putem vorbi de un proiect în implementare la centura Bacău. Propunerea mea este să mergem acolo ca să omorâm amintirea nefericită cu firma din Turcia. Mi-amintesc că în 2017 veneam aici și rescriam contractul în luna aprilie 2017, acum 2 ani, când avea un progres fizic de 1%. Și iată că aici, în doar 2 luni de zile, și repet, 2 luni de zile, progresul fizic este de 20%.
De asta am vrut să oprim și aici, să vedeți exact că toate sectoarele din acest obiectiv au fost atacate, se decopertează, se lucrează intens, este mobilizat în mai multe puncte pe acest obiectiv, indiferent de vreme, lucrează. Deci asta este diferența între un antreprenor serios și un antreprenor care a venit în România doar cu două laptopuri, cu o mapă și încercat să subcontracteze pe la diverse firme românești pe care nici nu le-a plătit pentru acel progres de 1% în momentul respectiv. Vedeți diferența? Deci se poate și așa vom merge de acum înainte. Doar cu lucruri și cu oameni care vor să facă treabă. Și nu vrea să facă treabă pe șantiere și să lucreze și să aibă o relație contractuală normală și cu subcontractorii români acolo unde nu au utilaje necesare să se mobilizeze, dezilem contractul. Un antreprenor, domn ministru, am să vă dau un amănunt mai picant. Chiar dacă e politic, e picant. Trebuie să recunoaștem că politicul influențează prin decizii ceea ce se întâmplă. Un antreprenor care într-o administrație liberală, timp de 12 ani, în municipiul Bacău, n-a turnat un metru de asfalt, n-a fost lăsat să toarne un metru de asfalt. Ironia sorții, toată suflarea municipiului Bacău, că e politician, că nu e politician, își pune speranțele în finalizarea acestui obiectiv atât de mult dorit, de aproape 15 ani așteptat de bătăvani, în antreprenorul general, Îmbrărescu din Bacău, care pe o administrație liberală n-a putut să lucreze un metru de asfalt. Și e bine să fie spuse clar și respicate aceste lucruri, ca să nu mai asist astăzi la fel de declarații din partea liberalilor că administrația PSD este o dezamăgire. Nu, spun eu că administrația PNL în 2008, aici cu domnul Orban, a inaugurat în mod mincinos și frauduloas centura Bacăului, și tot administrația liberală nu i-a permis antreprenorului român din Bacău, din Brărescu, să lucreze un metru de asfalt în municipiul Bacău. E bine să știm acest lucru. Domnule ministru, insistați să spuneți că veți anula anumite contracte dacă construcți. Urmăriți următoarele două săptămâni și o să vedeți exact la ce mă refer. Aveți în ministerul să anuleze anumite contracte? Sau? Să reziliem. Să reziliem. Categoric. Da. Nu. Păi dacă vă spun de acum, nu. O să le vedeți la momentul respectiv. Am avut discuții cu mulți antreprenori, le-am spus să se mobilizeze, nu s-au mobilizat, nu stau cu un obiectiv în implementare de 6 ani ca să vină ei cu scuze. Da, ori lucrează, ori dacă nu, gata, s-a terminat. Nu mai am nici răbdare, nici românii nu mai au răbdare, este toleranță zero față de neseriozitatea antreprenorilor care au venit, repet, în România doar ca să subcontracteze. Când vii, vină cu utilaje. Dacă nu ai utilaje, cumpără utilaje din România, angajează funcție de muncă din România. Nu veni doar să subcontractezi la firmele care... Și așa, guvernul tehnocrat a reușit să le bage în colaps vorbesc de firmele românești. În 6 luni de zile, spunea domnul Benea că se inaugura centura. Păi vă spun eu, 6 luni de zile, în 2016, nu s-a semnat niciun document la CNA, la compania de autostrăzi. Da? Păi cum să nu bași firmele românești în insolvență sau în incapacitate de plată, că nu dai bani, nu plătești. Nu mai vorbim de proiecte că nu s-au lăsat niciun proiect. Vorbim de bani care nu s-au dat, stăteau și nu semnau nimic. Da? Deci pe de-o parte, toți constructorii în trecut au pățit, știți foarte bine care a fost soarta constructorii români. Au venit constructorii străini, ăștia nici n-au plătit nimic la constructorii care lucrau în antreprise la români. Și am ajuns unde am ajuns pe nu trebuie să punem un pic în ceva și să începem să ne intereseze și pe noi de ce se întâmplă în România. De ce un constructor poate să facă și altul nu poate să facă? De ce un constructor face claim-ul, ceea ce li bani nemunciți și alții nu fac? Respectiv românii. Nu știu, mă întreb și eu. Nu sunt niște lucruri ciudate? Nu trebuie să intrăm într-o normalitate? Noi asta vrem. Guvernarea PSD asta face. Știu că alții nu vor și sunt supărați că n-au făcut nimica și vor să mențină în stare de haos. Dar noi vrem să punem lucrurile pe făgașul normal. Și asta se face de 2 ani de zile în Ministerul Transportului. Atât eu, cât și Felix Hoie, cât și Lucian Șova, toți asta am făcut. Am implementat programul de guvernare. Vă rog, dacă mai aveți... V-am supărat, nu, dacă nu vezi așa ceva, nu ți-e mai mare dragul să vii pe șantiere. Uitați-vă, plouă și cât de mobilizat este. Domnule ministru, care e situația la momentul ăsta cu transportatorii în București, cu Bolt-ul, cu Uber-ul? Care mai e situația? Ce aveți noutăți? Păi, de 2 zile am tot declarat. Am avut întâlnirea cu cele 3 platforme, cu Bolt, Clever și Uber. Au venit cu câteva observații la proiectul de ordonanță care este în lucru. Îl vom discuta săptămâna viitoare, după care urcăm proiectul în transparență. Cei care au primit amenzi a zis că să le conteste, credeți că au șanse să... Nu, eu am dat părerea ca și român, nu am spus că asta e
Dacă dânsii consideră că s-au făcut unele, da, au posibilitatea aceasta. Eu personal știu că Ministerul Transportului, toate ministerele implicate, vor face ce nu s-a făcut de 5 ani de zile în România. Vom reglementa aceste platforme astfel încât toată lumea să fie reglementată din punct de vedere tehnic și legal, dar prin tot ce s-a făcut până acum, Uber, Bolt, Clever nu sunt interzise. Deci noi am combătut pirateria. Pirateria nu înseamnă Uber, Bolt și Clever. Mare atenție! Pirateria sunt acele persoane fizice care prestează un serviciu de transport și iau banii, bagă în buzunar. În cazul celor de platforme, plata se face online, deci există o evidență a banilor, a plăților. Nu sunt servicii de piraterie, din punctul meu de vedere, dar prin următoarea ordonanță pe care, repet, am discutat-o cu toate părțile, da? Și cu cei de la Bolt, și cu cei de la Clever, și cu cei de la Uber, va fi pusă în transparență, în consultare publică, da? Să nu fie niciun fel de problemă, vom finaliza acest proiect în termen cât mai rapid. Ne mai recomandat românilor să meargă cu acești lucruri? Românii poate să meargă cu ce? Foarte mult și exemplul centurii opăritoare în municipiul Batou. Nu știu dacă domnul ministru are această statistică, dar astăzi se vede exact două luni de când a venit ca să demonteze o știre falsă că plecaseră muncitorii de pe șantier. Au trecut 60 de zile, din care vreo 40 de zile a plouat. Cel mai mare inamic la
acest obiectiv până acum a fost apa din frânza freatică și apa din cer. Deci ploaia chiar a fost un adversar redutabil pentru acest obiectiv important. Dar trebuie rămâneți să precizăm și faptul că sub conducerea și proiectul din Francia a fost de gărântul care v-a amânat atâtea documente, că v-a mai amânat pentru a mișca mai repede această structură. Și a adus oportunitatea. Mai sunt în alte care înțeleg că această obiectivă cu vorbe importantă de vreți bani și părinte, costumaje, artică și urmă. Oricum, pentru mine și pentru Bacolan, vestea cea mai importantă obligatorie pentru instituția Autostrăzii Maturilor. După anul 2020, referitor la acest obiectiv, mă simt că cei de la CNAIF vom evalua foarte rapid ofertele depuse pentru acest obiectiv și vreau să o felicit pentru blocul pe care l-ați organizat local condus de domnul subprefect, pentru că vreau să vă zic că a fost un exemplu și este un exemplu de bună practică. Atunci când autoritățile locale se mobilizează, să știți că toate avizele ies mai repede și se mișcă lucruri mai repede și dacă avem și un constructor, detalia constructorului de la centura Bacăului, putem vorbi într-adevăr de lucrări care pot fi finalizate înainte de Pentru cei care spun că acest anunț a venit în campanie electorală, le reamintesc că nu vom întârzia niciun obiectiv, nicio zi, indiferent că este campanie sau nu, pentru că în România, din păcate, în acești 2 ani vom avea 4 campanii electorale. Asta nu înseamnă că trebuie să se întâmple nici cu șantierele, nici cu anunțele pentru licitațiile atât de mult așa. Domnul Pintele, cred că faci o sugestie la parolul lucrării în țară. Unde se lucrează? Aș vrea să vedem puțin și a doilea fundația la cea de-a doilea via la regiune din țară, la Romul, la București. E important să vedeți ce s-a făcut în două luni.
Vă spun eu, deci unde, unde am început, domnul președinte, undeva la 15 martie, la ora 15, noi eram pe șantier și lucram și demaram lucrările pentru autostrada Moldovei, pentru că așa cum se spune. Astăzi avem un stadiu fizic de evoluție și de la 0 în 2000